Salutare tuturor, bine ați venit la un nou video, după cum vedeți, un nou podcast împreună cu Iolanda. Poți să zici ceva dacă vrei. Să zic bună. Bună. Da, deja oamenii probabil te-au cunoscut din celelalte 3 podcasturi, am mai făcut 3. Dacă vreți să le vedeți, le găsiți în descriere. Bun, în acest video, Ioli, vrem să vorbim despre cum vedem noi viața. Adică vom porni cumva de când eram copii, cum vedeam noi viața când eram copii, până cum vedem viața acum, știi? Și vedem ce am învățat din copilărie până acum și cum putem ajuta probabil adolescenții care se uită acest video sau pe oamenii din vârsta noastră care se uită acest video sau oamenii mai mari ca noi, în fine. Și cumva prima întrebare și prima idee de la care să plecăm, și asta o să te întreb pe tine. Ok. Cum vedeai tu viața când erai copil? Gen copil până în adolescență. Ok. Întrebare foarte interesantă. E greu de spus cum o vedeam atunci față de acum, dar cu siguranță nu aveam presiunea pe care o am acum din anumite puncte de vedere, nu știu, presiunea socială, presiunea... Presiunea te referi la chestii de asta cu care te îngrijorezi în ziua de astăzi, cu banii, cu facultatea? Exact, grija pe care o am acum. Când eram mică, totul era așa roz, totul frumos... Și puteam, adică mă bucuram de orice lucru mic și acum o fac și încerc să o fac și acum, dar atunci eram chiar lipsită de griji. Știam că părinții se ocupă de toate. Și atunci când erai copil, știi, parcă erai în bula aia ta, știi, cu orice ar fi, tu ești în siguranță. Exact. E foarte interesant că și eu când eram copil, nu mi-imaginam că s-ar putea să întâmpla ceva rău, că știam, sigur părinții se descurcă, sigur exact. O fac cumva, știi? Și era ideea de a nu avea griji. Țin minte când mergeam la fotbal, la joacă pe afară, nici nu mă păsa cum era îmbrăcat, știi? Adică aveam papuci rupți, nu contează, mergeam, știi? Nu mai merg. Exact, presiunea socială despre care spuneam. Simți că, băi, da, trebuie să... Mai cum să ieși oricum exact. În societate, știi? Înaintăm puțin în vârstă și deja în perioada adolescenței apar alte provocări în viață. Și cumva în adolescență înțelegi ce viața, începi să înțelegi ce viața. Sensul în care apar provocări, apar dezamăgiri. Când ești copil, nu prea apar dezamăgiri. Ești dezamăgit că ți-o fura cineva jucăria, știi? Da, da. Dar deja în adolescență, pornim de la liceu, din clasa 9 încolo, apar deja provocări. Cum vedeai deja viața în liceu? În liceu înțelegeam mai mult din lucrurile care se confruntau, poate părinții mei, poate financiar, poate, nu știu, diferite lucruri. La școală deja era o presiune. Din nou, simțeai nevoia de a te integra, de a te potrivi în mediul în care ești și cel mai mult mă refer la clasă, în clasă, cu colegii. Atunci... Încercam probabil să mă potrivesc, să intru în tipare. Cumva vedeai un model în școală sau în clasa care erai și vrei să fii și tu acolo cu ceilalți, să nu exact, rămâi în urmă, nu? Exact. Deși pot să spun că da, mă gândeam la asta și îmi doream, eu am fost destul de mult timp împotriva curentului. Dacă toți aveau un telefon șmecher, nu neapărat îmi doream unul. Mă mulțumeam cu ce aveam și... Păi nu simțeai presiune din partea celorlalți? Simțeam cumva presiune, pentru că mulți vedeau că sunt diferită și nu am atât de multe lucruri ca ei sau așa, dar îmi plăcea să fiu diferită. Îmi plăcea că eram diferită și când toți ieșeau în pauze și stăteau pe telefoane sau așa, eu citeam. În pauzele mele petreceam citind. Nu pot să zic că neapărat mă bucur acum. Era mai bine să fi interacționat cu oameni, dar am avut o perioadă în care... Eram cumva introvertită și nu interacționam foarte mult cu colegii, poate, cu persoanele din jur. Eu cred că aici este vorba despre a te accepta așa cum ești, de a accepta că ești diferit și ai anumite principii și le ții cu putere. Și cred că asta e ceva de apreciat, să ai principii, chiar din adolescență, să-ți pui anumite principii și să le ții. E un lucru de apreciat și... Eu chiar mă bucur pentru că în adolescență mi-am ținut principiile pe care le-am avut și... Chiar dacă cumva ai fost puțin mai marginal, adică ai simțit chestia asta? Da, s-a simțit, adică colegii erau, aia e diferită, ea nu face asta, a, dar ea nu face asta și o spuneau cumva cu răutate, dar
nu-i învinuiam pentru că ei nu aveau cum să vadă punctul meu de vedere, nu aveau cum să vadă perspectiva mea. Eu m-am bucurat să păstrez aceste principii și cumva pot să zic chiar mă mândream cu ele și când aveam ocazia explicam colegilor de ce. Încet, încet am încercat să le arăt că chiar dacă am principii pe care mi le țin, chiar dacă pentru ei par diferite și nu fac lucruri pe care ei în mod normal le-ar face, sunt un om fain. Pot să fiu o prietenă bună, pot să ascult, pot să ajut atunci când e nevoie și cred că prin toate chestiile astea am compensat cumva. Am încercat să nu mă las afectată, deși nu pot să zic că nu m-a afectat. A fost o chestie care chiar m-a maturizat în liceu, dar mă bucur că am învățat. Am învățat din astea și am lăsat să iasă ceva bun din toate chestiile astea. Cum ai văzut tu viața comparativ cum erai în liceu? Deja când ai început să fii la facultate. Poate sunt oameni care încă nu sunt la facultate și vor să de la facultate și nu știu la ce să aștepte. Păi, când am venit la facultate, deja lucrurile s-au schimbat, nu mai eram acasă, la părinți, nu mai mă aștepta nimeni cu mâncare caldă când veneam de la școală, eram pe cont propriu. Eram destul de singură, așa, trebuia să plătesc facturi, trebuia să mă obișnuiesc cu totul ce înseamnă a fi student. Dar ce am învățat încă din primul an de facultate a fost că vii la facultate, dar nu trebuie să stai doar în casă și să înveți. Nu trebuie să mergi doar la bibliotecă și să înveți. Adică pentru să te închizi în bula ta și... Și numai cu scopul ăsta, bă, am venit la facultate, nu mă învăț, nu mai am viață socială, nu mai am prieteni și așa. Exact. Eu asta am crezut mult timp. Păi, am venit aici ca să învăț, nu de altceva. Și am făcut asta primul an și îmi pare rău că am făcut asta în primul an, dar mă bucur că am învățat și că am trecut și pe acolo și mi-am dat seama că facultatea e mai mult de atât, pentru că în facultate am legat cele mai trainice prietenii, cele mai puternice, am avut cele mai frumoase experiențe, am călătorit cel mai mult, da, în facultate. Și cum tu ești, pentru cei care nu știu... Tu ești la medicină, adică medicină generală, 6 ani, e greu, știți, medicină înveți mult. Dar mi se pare foarte fain ceea ce zici, pentru că mulți poate se gândesc, da, învăț, dar dacă mai fac și altceva pe lângă, poate nu reușesc să învăț destul. Și ajung oamenii la un burnout de ăla în care ia foc creierul, știi, și ești prins acolo, blocat în ceea ce înveți, dar poate ai 10 pe linie. Spune-mi, poate da, reușești să ai 10 pe linie, dar... N-ai prieteni, n-ai viață socială și mai mult de atâta, oamenii ăștia sunt mult mai stresați decât oamenii poate, nu au 10 pe linie, dar sunt prea stresați. Știi că în ultima perioadă s-a vorbit despre studentul ăla care a murit înainte de un examen sau că studenta din Iași, care tot la medicină, s-a sinucis, nu? Cumva vedem între noi presiunea asta ce se pune pe studenți, cumva dacă n-ai 10 pe linie, te văd ăștia mai slab, știi? Și cumva toată presiunea asta de la părinți, de la profesori, dă tot ce poți până nu mai poți, ceva de genul, știi? Nu e chiar așa. Adică... Este o problemă foarte reală asta și foarte des întâlnită. Cred că fiecare student se confruntă cu așa ceva și e foarte greu să treci peste. E foarte greu să înțelegi că viața e mai mult de atât și că până la urmă sănătatea ta și psihică și sănătatea ta fizică contează mult mai mult decât o notă pe care o iei. E greu să înțelegi că profesorii pot fi subiectivi sau că alți colegi, nu știu, au anumite privilegii față de tine și e o nedreptate față de care te izbești și foarte puternică și am trecut și eu pe acolo și am ajuns și eu la burnout și asta a fost chiar în anul întâi când efectiv mergeam la facultate, veneam acasă și învățam. Asta făceam toată ziua, nu mă vedeam cu nimeni pentru că eu aveam de învățat. Și mi-am dat seama că nu o să pot să rezist să fac asta 6 ani de zile și după ce am realizat, m-am implicat cât de mult am putut peste tot și am avut timp și de învățat. Mm-hmm. Dar... Și ai început să, așa, să legi și prietenii și toate lucrurile astea, relațiile cu alți oameni, te-au ajutat să nu mai ai stresul așa puternic. Dar mai mult decât toate astea, un om care are relații cu Dumnezeu, nu poate neglija pe Dumnezeu, să-l pune pe locul 2 și spune, băi, am numai facultatea,
mai citesc eu altă din Biblie. Ce părere ai despre chestia asta? Cum te-ai raportat tu la chestia asta? Sau cum, ce ai învățat în anul tâi când ai spus că erai prea prins cu facultatea? Ai simțit că te-ai depărtat de Dumnezeu sau cum a fost? Da, chiar am simțit că m-am depărtat de Dumnezeu și încercam să fac totul așa după puterile mele. Efectiv, încercam să învăț tot. Și erau cărți întregi. Încercam să acumulez cât mai mult și mă duceam la examene și îmi dădeam seama că de fapt nu mai știu nimic sau profesorii mă luau așa de sus și se comportau urât cu mine. Cumva oamenii se înțeleagă gen susținem oamenii să învețe, adică nu-i da. Greșit să înveți cât mai mult. Da. Ceea ce vrem noi să punctăm foarte important, că viața nu e doar despre asta. Adică nu-i totul numai învățatul, știi? Normal că trebuie să fii bun în ceea ce faci, să fii cel mai bun în ceea ce faci, dar nu cu prețul sănătății, nu cu prețul vieții, nu cu prețul depărtării tale de Dumnezeu. Cu limită, știi? Adică în momentul în care un om învață prea mult în sensul care nu mai poate, stresează, nu mai poate ci cu el, iau pauză, oprește-te. Viața e mai mult decât atât. Viața înseamnă mai mult decât nota aia pe care o iei epuizându-te. Învață cât poți, efectiv, învață cât poți în limita ta. Chiar dacă limita ta e nota 8. Asta este, fă tot ce poți, poate ajungi la 9, dar nu te forța până ajungi și intri în depresie dacă n-ai luat nota 9. Că am văzut mulți oameni care dădeau tot ce puteau, dar gen nu ajungeau la 10. Chiar dacă dădeau tot ce puteau și intrau în depresie, erau triști, n-aveau prieteni. Viața nu înseamnă asta, Dumnezeu ne cheamă la mai mult de atât. Dumnezeu ne cheamă la o viață cu El, dar cu El și în lucrurile astea, facultatea. Unii oameni au impresia că eu sunt la facultate, Dumnezeu e pe lângă facultate, nu la biserică. Sau eu sunt la muncă, în cariera mea, Dumnezeu e la biserică. O să am treabă cu Dumnezeu că merg la biserică. Exact. Nu e așa. Dumnezeu e cu tine și la facultate și la muncă și viața ta, fiind în mâna lui Hristos, El se ocupă și de facultatea ta și de munca ta. Nu în sensul în care Dumnezeu învață în locul tău, dar în sensul în care să înțelegi toate lucrurile astea din perspectiva lui Dumnezeu, știi? Adică da, vrei să fii cel mai bun în ceea ce faci, dar nu-L neglija pe Dumnezeu, nu uita că El e principal în viața ta. Și cum ziceai tu că erai foarte prins în anul 1-2 de chestiile astea, tu ai experimentat treaba asta de depresie sau stare din asta de foarte mare tristețe din cauza facultății? Probabil foarte mulți se uită și sunt frustrați pentru că trăim în România și poți fi frustrat din mai multe motive. Sistemul e corupt, s-ar putea profesorii să fie corupți și nașpa cu tine și sistemul ăsta în general, să te preseze și toate chestiile astea. Tu te-ai întâlnit cu chestiile astea? Da, clar m-am întâlnit și cred că orice student se întâlnește cu lucrurile astea, dar ceea ce vreau să spun e că am încercat totul să fac singură și efectiv aveam senzația că Dumnezeu nu mă înțelege, nu are cum să înțeleagă, El nu e aici ca să înțeleagă El prin ce trec. Nu învățat niciodată pentru facultate, da? Și aveam senzația că eu trebuie să fac absolut, să învăț fiecare pagină din carte și să știu fiecare chestie perfect. Și după, da, după poate m-a ajutat Dumnezeu la examene și se întâmplase note mici la examene și îl învinovățeam pe El. Păi, cum am luat note mici? Doar știi cât am învățat? Doar am învățat atât de mult. De ce am luat nota asta? Și tot făcând lucrurile astea, mereu Dumnezeu era de vină, știi? Dacă ceva nu mergea bine, Dumnezeu era de vină. Dar niciodată nu mă rugam sau nu încercam să zic, Doamne, eu atâta pot, eu nu pot mai mult de atât, ajută-mă. Sau mai mult decât faptul să vii la Dumnezeu doar pentru a te ajuta, tu în perioada aia nu mai căutai, Doamne, dar mai mult decât să mă ajut la examen, eu vreau să o relație sinceră cu tine, nu doar de dragul examenului, nu? Nici măcar de dragul examenului nu mă mai rugam. Okay. Și relații sinceră nu pot să zic că aveam în perioada respectivă. Până ce am ajuns la un punct foarte critic, am picat un examen și am plâns foarte mult. Am plâns ori întregi, deci nu știu cum am reușit să plâng atât de mult. Și mă simțeam foarte rău, mi-era extrem de rău și am plâns mult, mult, mult. Și când m-am dus la baie, m-am uitat în oglindă și mi-am dat seama că eu nu sunt persoana din oglindă. Eram desfigurată de plâns, nu mă mai recunoșteam și am zis că eu nu trebuie să fac lucrurile așa. Eu nu am venit aici ca să îmi stric sănătatea și ca să îl învinovățesc pe Dumnezeu și să mă îndepărtez de Dumnezeu. Nu, eu am venit aici ca să învăț și mai târziu să pot ajuta niște oameni.
dar cu Dumnezeu, pentru că singură nu pot. Și mi-am reamintit că singură nu pot și că am nevoie de Dumnezeu și sunt dependentă de Dumnezeu. Și chiar și în lucrurile astea mici, la care eu mă gândeam că poate pe Dumnezeu nu-L interesează examenele mele sau așa. Și de atunci mi-am schimbat perspectiva. Au mai fost examene pe care le-am picat, dar le-am luat. Adică am început să te încurajezi cu chestia asta. Adică din punctul ăla greu care ai trecut, totuși măcar ai învățat ceva și te-o duci mai departe. Exact. Și acum privesc altfel lucrurile și îmi dau seama că nu totul ține de o notă, nu trebuie să trag să iau cea mai bună notă, trebuie să fiu conștientă că eu am înțeles și am învățat informația și mi s-a sedimentat în minte. Asta e mai important. E mai important... Cumva înțelegi că, bă, stai, eu nu învăț numai pentru nota aia de 10. Exact. Adică, ok, pot să învăț pentru nota aia de 10, dar că n-am înțeles nimica și nu îmi rămân nimic în minte, egal cu 0. 10, știi? S-am luat în 10, burnout, creierul mă arde, n-am ieșit nicăieri, am luat 10, dar nici măcar nu s-o lipit informația din mine. Exact, și în următoarele două zile ai uitat ce ai învățat. Și mi-am dat seama că nu asta e important. Important e să înveți și să știi pentru tine, nu pentru alții și nu pentru o notă. Și asta e important și legat de facultate, de carieră, oamenii să înțeleagă că să meargă într-o direcție în care măcar să-i placă chestia aia, știi? Că dacă măcar dacă îi place direcția aia, na, nu învață numai pentru nota respectivă, mai ales când mergi la facultate, mergi pe un domeniu care vrei să mergi în carieră și în viață. Și atunci începe să-ți placă. Și mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, că stai că Dumnezeu nu-i lângă facultate, cum spuneam, știi? Tăi, Dumnezeu e și cu mine la examen. Viața mea în mâna Lui înseamnă că în toate aspectele vieții. Și asta e lucru foarte important care am învățat și eu în viață, că nu, Dumnezeu nu e la biserică și nu e cu mine la muncă. Nu, e și acolo. Eu muncesc pentru gloria lui Dumnezeu. În modul în care, integritatea pe care o am eu la locul de muncă, cum mă comport eu cu ceilalți oameni la locul de muncă, toate astea arată relația mea cu Dumnezeu și îl arată pe Dumnezeu. Noi suntem ambasadorii lui Dumnezeu. Asta sunt creștinii care trăiesc pe pământ, creștini autentici care au relații cu Dumnezeu, îl reprezintă pe Dumnezeu în societate. Și dacă spui că Dumnezeu nu e cu mine la facultate, eu sunt la școală, eu sunt la facultate, Dumnezeu e la biserică. Nu, tu reprezinti pe Dumnezeu la facultate. Știi? Tu reprezinti pe Dumnezeu la locul de muncă. Dar dacă tu ești la locul de muncă și faci ilegalități, jonglezi cu lucrurile astea, scoți un ban pe unde nu trebuie, furi, știi? Dar tu mergi la biserică, știi? Dar cum reprezinti pe Dumnezeu acolo, știi? Păi tu la facultate, știi? Faci tot ce poți, știi? Chiar dacă nu ai nota 10, nu înseamnă că tu nu reprezinti pe Dumnezeu. Păi, eu am făcut tot ce am putut. Eu sunt liniștit cu Dumnezeu. Dumnezeu știe pentru care e scopul, știi? Exact. Nu o notă te definește și nu nota pe care ți-o pune profesor la un examen spune cine ești tu sau cât știi tu cu adevărat. Pentru că lucrurile pot fi subiective, adică poți să înveți toate subiectele dintr-o carte cu excepția unuia, să-ți pici subiectul ăla și să iei o notă foarte mică. Asta înseamnă că tu nu știi deloc materia respectivă sau înseamnă că doar nu știi subiectul respectiv. Sau poți să înveți un singur subiect dintr-o carte și să-ți pici fix ăla și să iei notă mare. Și ce înseamnă asta? Știi? Da, oricum, vom aborda poate într-un subiect diferit, să facem un podcast doar despre facultate și carieră și cum un creștin poate să-și aleagă o carieră și cum Dumnezeu îl poate ajuta în direcția asta, știi? Vom face un alt video mai complex pe tema asta. Oricum, și în video ăsta am discutat destul de mult din tot podcastul pe partea asta de studenție și ceea ce e important, că lucrurile astea se aplică și în școala generală, și în gimnaziu, liceu și așa mai departe, se aplică peste tot, de asta am și vrut să stăm puțin mai mult aici și să înțelegem și chestia asta. Băi, tu dacă ești la școală, ești la grădiniță, ești la facultate, Dumnezeu e cu tine acolo, tu trebuie să fii cu Dumnezeu și acolo, știi? Și asta e important. Vreau să intrăm în subiectul ăsta, cum vedeam noi viața, cum vedeai tu viața înainte să ai întâlnirea personală cu Dumnezeu și cum ai văzut după. Deci, doar că în momentul în care am realizat că standardul lui Dumnezeu, ca să ajungem în cer, e ca noi să fim perfecți, mi-am dat seama că oricât de cuminte aș fi eu, oricât de perfectă, nu am cum să ajung la standardul ăla perfect. Deci nu am. Și mi-am dat seama că eu nu pot și atunci am realizat că chiar am nevoie de Dumnezeu și sunt dependentă de El și mi-am dorit mai mult decât să cred într-un Dumnezeu. Da, există un Dumnezeu, un Dumnezeu creator, da, El pictează cerul atât de frumos, da, El
aduce cele mai frumoase răsărituri. Aveam nevoie de mai mult de atât. Voiam ca Dumnezeul ăsta să fie personal, să nu fie acel Dumnezeu care e acolo departe. Să ai o relație vie, nu doar ceva teoretic. Exact. Voiam să îl simt, să simt că îmi vorbește, să îi pot vorbi direct și să fiu conștientă că el mă ascultă și mă aude. Și încet, încet, relația asta a crescut tot mai mult și a devenit tot mai puternică și pe an ce trece e mai puternică. Și cum vezi viața, cum ai văzut viața după ce s-a întâmplat chestia asta? Adică te-ai raportat diferit la viață sau în general la lucrurile care îi făceai când ai început să ai relația asta cu Dumnezeu vie? Da, m-am raportat diferit pentru că mi-am dat seama că scopul pentru care trăiesc nu e ca să câștig ceva aici sau să am un renume, să fiu cineva, să am sute de mii de euro, dolari, ce-o fi. Mi-am dat seama că viața mea nu se termină aici și că eu trebuie să lupt pentru, să trăiesc aici pe pământ pentru o veșnicie în cer cu Dumnezeu. Da, și cumva să trăiești pentru cel care muri pentru tine, nu? Da. Ideea asta. Îți dai seama, cum spunea și Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Păi și atunci cum e asta, știi? Dacă Hristos trăiește în mine, viața asta nu mai e despre mine. Adică noi nu mai trăim pentru noi, trăim pentru Hristos. Și trăim pentru Hristos și viața noastră fiind a Lui, păi atunci eu am siguranță că orice s-ar întâmpla, e în siguranță. Adică chiar dacă vine o nenorocire peste mine, cea mai mare nenorocire, eu știu că Dumnezeu a îngăduit astea, că știe că așa trebuie să fie pentru mine, știi? Dar El vrea binele nostru. Și asta e ideea, că în momentul în care noi l-avem pe Hristos, spune că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, dacă noi suntem aproape de El, știi? Dar dacă noi nu avem relația cu Hristos, dacă viața noastră nu e cu a lui Hristos, atunci nu mai înseamnă că toate lucrurile merge spre binele tău. Tu trebuie să te pocăiești ca să ai relația cu Hristos. Nu înseamnă că, bă, toți suntem copiii lui Dumnezeu. Bă, ești copilul lui Dumnezeu dacă te pocăiești și dacă trăiești în relație cu Hristos. Un alt lucru pe care l-am văzut eu și l-am cunoscut în relația mea cu Dumnezeu, cum vedeam viața înainte să-L cunosc Dumnezeu și după, din momentul când am început să am o relație cu Dumnezeu și să înțeleg că El îmi dă mântuirea și că Hristos a murit pentru mine, am început să am și o pace și o bucurie inexplicabilă. Adică, dacă până atunci vedeam viața așa cum o vedeam, plină de grijuri, de îngrijorări, de chestii, nu zic când îngrijorările au dispărut, dar când l-am cunoscut pe Dumnezeu, viața a început să aibă alt sens. Pace, bucurie și ăsta e un lucru fascinant. Nu pot să explic oamenilor rațional ce s-a întâmplat acolo. Nu știu, mă raportam la Dumnezeu într-un fel, dar după când Hristos m-a născut din nou, eram plin de bucurie, de pace și voiam să mă duc la toți să spun, băi, Hristos e minunat, știi? Dar de ce? Nu mai trăiam eu, ci Hristos trăia în mine și atunci bucuria și pacea nu venea de la mine, știi? Gândurile nu mai erau ale mele. Dumnezeu venea și vrea să locuiască cu noi, știi? Dar asta e interesant, că dacă vrei ca Dumnezeu să locuiască cu tine, în tine, noi trebuie să renunțăm la noi. Și asta e problema care o fac mulți. Viața îi a mea, viața fac eu ce vreau, da, sunt păcătos, dar nu sunt așa rău ca altul. Nu, Hristos spune, ești păcătos, renunță la viața ta cu totul ca să-ți dau eu una nouă, știi? Și atunci vine înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, nu sunt nimic, nu pot să fac nimic fără tine, sunt cu totul al tău. Și da, problema e că mulți oameni sunt mândri, știi? Și cum să fac eu asta? Să mă cobor, știi? Dar Hristos s-o coborâ mai tot decât mai jos decât noi toți. Ca noi, noi ne-am încercat să ne înălțăm la El, dar nu puteam, oricât de mult mergeam, știi? Și atunci viața are sens și atunci e bucurie și pace. Și în relația noastră de căsătorie, fiindcă l-avem pe Dumnezeu, pacea și bucuria și dragostea care o avem noi crește tot mai mult pentru că Hristos e în centru și El ne alimentează cu dragoste și cu bucurie și cu pace. Gen, noi dacă am trăi și am vorbi unul cu altul doar în firea noastră umană, păcătoasă, s-ar putea să ne certăm foarte des. Sau poate nu ne certăm des, dar n-am manifestat atât de multă dragoste. Și atunci cineva se uită la noi și spune, păi, ca să ai mai multă dragoste în căsătorie înseamnă că ai nevoie de Dumnezeu? Nu că ai nevoie de Dumnezeu. Nu ai, căsătoria nu ajunge la sensul ăla pe care de Dumnezeu fără Dumnezeu, știi? Pentru că definiția lui Dumnezeu e dragoste, știi? Dumnezeu a creat căsătoria. Deci, căsătoria e creația lui Dumnezeu și El vrea să fie acolo. Nu că apelezi la Dumnezeu că nu merge bine, Doamne ajută-ne și pe noi. Nu, El e centrul căsătoriei, știi? El e fundamentul, practic. Noi pe
pe Dumnezeu, ne-am pus baza căsătoriei noastre și relația noastră chiar înainte de căsătorie a fost centrată totul pe Dumnezeu și asta ne dorim și de acum încolo și pentru că e foarte frumos când El e în centru. Legat de, dacă tot vorbim despre cum vedem noi viața, cum vedeam viața înainte și după cu Dumnezeu, cum am făcut la adolescență, copil, de studenție, cum am văzut viața înainte să fim căsătoriți și cum vedem viața după ce suntem căsătoriți? Wow, foarte interesant. Trebuie să încep eu? Da, poți să începi tu. Pentru mine personal, nu văd ce... Nu, glumesc. Cumva, de când ne-am căsătorit, poate am văzut viața într-un mod mult mai responsabil, ceea ce e un lucru foarte bun. Și mult mai fain să fim tot timpul împreună, să facem lucruri împreună, pentru că are mai mult sens. Să împarți fericirea ta cu altcuiva, știi? Sau, gen, eu să încerc să te fac pe tine fericită și tu pe mine fericit, știi? Și altfel când facem un lucru și ne bucurăm, mă bucur de un lucru, dar dacă m-aș bucura singur, eu m-am bucurat. Dar parcă mai degrabă mă bucur când îi văd că tu te bucuri de lucrul ăla, știi? Și văd viața și mai apropiată cu Dumnezeu. Sensul în care nu mai mă apropii singur de Dumnezeu, parcă mă chinui singur, ne apropiem amândoi, știi? Și ne împingem unul de altul, hai, ne apropiem mai mult de Dumnezeu, hai, tu cum ești spiritual? Păi nu prea bine, hai să ne rugăm, știi? Mă rog pentru tine, știi? Tot pentru mine și lucrul ăsta e foarte fain. De asta ziceam că dacă nu am fi avut pe Dumnezeu în viață, aș fi văzut diferit viața chiar în căsătorie, știi? După și înainte. Pentru că avându-L pe Dumnezeu, viața în căsătorie... Văd sensul căsătoriei altfel, văd scopul căsătoriei altfel, avându-L pe Dumnezeu, știi? Eu. Știi, prin liceu sau poate prin gimnaziu, când ai un prieten foarte bun, o prietenă foarte bună și îți dorești să petreci cât mai mult timp cu ea și te rogi de părinți să te lase, să stați împreună, să mergeți împreună, să faceți party, sleepovers. Așa e căsătoria. Ești împreună cu cel mai bun prieten al tău, tot timpul și, exact, mergi peste tot împreună, ai aventuri în, nu știu, în alte țări, în țară și mai presus de toate suntem o echipă, facem nu doar de distrăm împreună, ci facem și lucrurile serioase împreună, avem casa noastră, căsuța noastră, chiar dacă stăm în chirie, dar... În apartament, da. dar, nu știu, ne îngrijim așa, altfel te îngrijești de ceva ce știi că e al tău pentru o perioadă. Nu știu, e distractiv. Facem lucrurile împreună și când le facem împreună sunt mai distractive. Chiar și gătitul sau făcutul când facem curat. E foarte fain împreună. Am făcut un video despre îndrăgostire și despre dragoste. Găsiți linkul în descriere. Vă uitați acolo. Interesant. Cam asta a fost în acest video. În sensul în care am trecut prin multe lucruri. Podcastul ăsta e mai lung decât toate celelalte. Dacă a stat până la sfârșit, dacă v-ați uitat până acum... Aveți un like și vă oferim 100.000 de euro. Glumesc. apropo de chestia asta, n-are nicio treabă cu ce am discutat. Era o chestie interesantă, ci că știi că sunt termeni și condiții. Da. La... Și nimeni nu citește. Toți dau scroll, bifează și așa mai departe. O companie pusese la termeni și condiții, undeva pe la mijloc, dacă vezi chestia asta, contactează la adresa de mail, bla bla bla, îți oferim 5.000 de euro, un exemplu, știi? Da. Și ci că... După vreo două luni, primul a trimis un mail și a primit banii. Îți dai seama? Știi? De asta ziceam, gen, dacă ați stat până la sfârșit, ați citit toate termeni și condițiile, nu vă dăm 50.000 de euro. Cam asta a fost în podcastul ăsta. Mă găsiți pe Instagram 3.16. Sper că v-a plăcut acest podcast. Dacă vreți să mai facem, să ne dați un comentariu, întrebări pentru un alt podcast, idei pentru alt podcast sau idei pentru un alt video. Sper că v-a plăcut de mine și de Iolanda, este soția mea și este drăguța și ne vedem data viitoare, dar până atunci, Ioli, dacă vrei să spui ceva, pa! Un pa foarte călduros, pa!